Noi vești bune pentru mehedințeni. Continuăm modernizarea infrastructurii rutiere în județul nostru. Tronsonul de drum cuprins între localitățile Plop și Balota va fi asfaltat în perioada următoare. Contractul pe fonduri europene în valoare de peste 48 de milioane de lei a fost semnat astăzi de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Traseul drumului județean DJ606A în lungime de 19,3 km, străbate intravilanul și extravilanul comunelor Tâmna, Livezile, Hinova, Pronișor și Mian, dar printre beneficiari sunt și locuitorii comunelor Dumbrava și Bâcleș. Beneficiarii direct sunt locuitorii satelor Gârnița, Mijarca, Arvătești, Comuna Pronișor, Ștefano Dobleja, Izvorălu de Jos, Comuna Livezile, Manu, Izvorălu, Comuna Tâmna, adiacente tronsonului DJ606A, dar și participanți la evenimentul aeronautic anual organizat pe aerodromul vecin drumului, un eveniment care a intrat pe harta națională de profil. Astăzi urmează să avem fericita ocazie să semnăm un contract de finanțare. În concret vorbim de drumul județean DJ606A, cu o lungime de 19 km și 300 de metri, care pleacă din Balota, de la intersecția cu DN6, traversează teritoriul administrativ al celor 5 comune partenere în acest proiect, și anume Tâmna, Livezile, Pronișor, Hinova și Șimianul. Și de asemenea mai sunt încă două comune care beneficiază de acest drum, și anume comuna Bâcleș și comuna Dumbrava. Mai mult decât atât, ca și beneficiari direcți, sunt câteva sate ale comunelor enumerate mai devreme, ale căror drumuri comunale se intersectează cu acest drum județean. E bine că vom reuși să asfaltăm acest drum, așa cum spuneam, de 19 km, drum care nu are nici o bucățică de asfalt, și iată că vom reuși să facem acest lucru. Mai mult decât atât, în această zonă, an de an, se organizează un eveniment aeronautic care a căpătat o importanță națională, este în calendarul Federației Naționale de Resort. Valoarea totală a proiectului este de 9,31 de milioane de euro. Într-adevăr, se asigură doar 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. E o perioadă foarte scurtă de implementare, 2022 și 2023, când programul se va încheia din punct de vedere financiar. Deci este o mare provocare pentru dumneavoastră și vă urez succes. În topul beneficiarilor din județul Mehedinți sunt Consiliul Județean Mehedinți, pentru că aveți foarte multe proiecte și țin să vă felicit foarte sincer, pentru că sunteți campioni în ceea ce privește numărul de kilometri de proiecte, de aplicații pentru reabilitarea drumurilor județene. Ați făcut un efort foarte mare pentru a se depune proiecte, așa cum am spus, pe reabilitări de drumuri județene. Pentru domeniul sănătății, de asemenea, nu există nicio entitate publică din regiunea Sud-Vest-Oltenia care să fi depus atât de multe proiecte, atât pe axa 8-a programului pentru domeniul sănătății, cât și pe axa 3-a programului reabilitare energetică. Aveți foarte multe aplicații. Aveți 8 contracte, acesta este cel de-al 8-lea contract de finanțare pe reabilitări de drumuri județene și în total vor fi 224 de kilometri de drum județean reabilitat. Vă urez mult succes! Haideți să semnăm! Drumul nu a fost niciodată asfaltat. Valoarea proiectului este de peste 48 de milioane de lei, din care o contribuție foarte importantă este și cea a Consiliului Județean Mehedinți. Peste 5 milioane de lei care acoperă cheltuielile neeligibile și cofinanțarea investiției.